Bun găsit la emisiunea Dialog Social. Suntem pentru a doua oară în comuna Bălești. Îl am alături de mine la discuție pe domnul primar Mădălin Ungureanu. Sărut, Duna, bine ați revenit în comuna frumoasa noastră Bălești. Bine v-am regăsit. Domnul primar, este a doua oară când avem această întâlnire chiar aici la dumneavoastră în birou, mai exact în urmă cu două luni, spre sfârșitul lunii iunie. Am avut o discuție despre realizări, despre investiții care erau la momentul acela în derulare. Acum aș vrea să discutăm, practic, care este stadiul fiecarei investiții în parte, care era la momentul acela. Aș vrea să încep cu canalizarea în satele Cornești, Stolojani, Găvănești, Tălpășești, DN, Cornești Noi. La momentul acela s-au început lucrările în satul Cornești și Tălpășești. Care este stadiul la momentul acesta? Față de data trecută, de când am fost împreună în vizită în teren, lucrurile au avansat și în satul Cornești și în satul Tălpășești. Prioritatea noastră a beneficiarului a fost să începem să demarăm lucrurile în satul Cornești-Stolojani, deoarece în acest sat avem o lucrare, lucrarea noastră de înființare rețea de canalizare, suprapusă cu lucrarea Consiliului Județean de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta a și fost modul de demarare, să începem pe satul respectiv. Am finalizat deja introducerea rețelei de canalizare a colectorului principal în satul Cornești. Mai avem să mergem cu pieptenele pe partea cealaltă a carosabilului, să finalizăm și acest lucru și consider că în două săptămâni de la momentul de când porc discuția cu dumneavoastră vor fi finalizate aceste lucrări. Deci cu satul Cornești vom finaliza și am demarat și în satul Stolojani introducerea colectorului principal, tocmai ca să undeva în luna octombrie, maxim noiembrie, să terminăm introducerea colectorului și a firului secundar a rețelei de canalizare pentru a degreva drumuri de lucrarea noastră, ca să poată să înceapă cei de la Consiliul Județean modernizarea infrastructurii rutiere. Iată un lucru extraordinar pentru cele două sate care vor avea și rețea de canalizare și o infrastructură rutieră, adică un drum conform standardelor europene. Am demarat de asemenea, am început lucrările, am terminat pe partea de DN a introducerii colectorului secundar și am început să introducem colectorul principal și pe satul, Tălpășești. Când vor începe lucrările, când estimați dumneavoastră că vor începe lucrările în satele Tălpășești și Găvănești cu introducerea conductei de canalizare? Deja în satul Tălpășești am demarat lucrarea de introducerea colectorului principal. În satul Găvănești și satele Cornești, satul Cornești Noi și partea de DN, Jale, drum național Jale și Cornești, undeva la anul vor fi demarate lucrările de introducere a rețelei de canalizare. Știm că este un proiect finanțat de la Ministerul Dezvoltării. Ca finalizare, în discuția anterioară, ați dat ca termen în anul viitor. Mai este valabil acest termen? Clar este valabil, pentru că noi beneficiari UAT Comuna Bălești are semnat contract cu Ministerul Dezvoltării 2020, luna noiembrie. Deci foarte clar, acest obiectiv trebuie să fie finalizat până la anul viitor, în luna noiembrie, fără doar și poate. Vorbim de o investiție amplă. Care este valoarea acestei realizări? Undeva în jur de 3 milioane și ceva de euro. 3.100.000-3.200.000 de euro. Este un proiect mare, este un proiect complex. 27 de kilometri de canalizare, prinde cele patru sate, Tălpășești, Găvănești, Stolojani, Cornești, parte din DN-ul. Este un lucru extraordinar și pentru dezvoltarea nordică a comunei Bălești. În același timp, că toți suntem la această lucrare, am început lucrările și la stația de epurare. Sperăm ca undeva până la sfârșitul anului să avem finalizată stația de epurare. Cel puțin din discuțiile care le-am avut cu constructorul și s-a angajat la acest normativ. În satele în care au fost introduse conductele de canalizare, oamenii, după ce veți termina cu stația de epurare, vor putea beneficia de acest serviciu? Categoric, categoric.
Tocmai de asta am și făcut această lucrare, pentru a beneficia integral de acest serviciu. De a înlătura să mai dăm cu ape menajere sau alte astea pe șanțuri și să suportăm mirosurile și... Mai exact când? La începutul anului viitor? Eu sunt optimist de felul meu și cred că undeva în jurul lunii iunie, iulie, această lucrare va fi finalizată și vom începe branșarea locuințelor din zonele respective. Deci, să înțeleg că în satele unde au fost introduse conductele de canalizare, oamenii vor beneficia în momentul în care toată lucrarea, practic, va fi finalizată. Categoric toată lucrarea, pentru că nu poți să le dăm drumul parțial. Nu putem să dăm drumul parțial. Când este toată lucrarea și recepția finală făcută, fiecare gospodărie, fiecare cetățean care dorește să-și introducă, să apeleze la canalizare, este liber să o facă și fără drept și poate. Spun că luna iulie, pentru că pe această lucrare o să fie puțin mai, o lucrare puțin mai complexă în zona satului Vetrei de Sat a Corneștiului Nou. Acolo sunt foarte multe betoane și vom vedea ce soluții vom adopta în această zonă. Din discuțiile care le-am avut cu constructorii, am preferat să mergem pe canalizare prin foraj subterană, nu prin săpătură deschisă, deoarece această zonă este o zonă cu foarte multe șanțuri betonate și ar fi un calvar și un dezastru să tăiem și să dărâmăm pe acolo. Pe ce distanță s-au întins conductele de canalizare și câte gospodării vor putea beneficia de... Păi, repet încă o dată, distanța este de 27 de kilometri și vor beneficia în jur de aproximativ 3.000 de gospodării. Vorbeați de modernizarea drumului județean care străbate comuna Bălești. În ce stadiu este proiectul? Proiectul este în stadiu de început, să zic așa, procentual 10%, 10-15% din realizarea acestui proiect, deoarece am avut o înțelegere cu conducerea Consiliului Județean să fim lăsați să nu ne suprapunem cu lucrările, să fim noi lăsați UAT-ul să introducem rețeaua de canalizare și apoi domniile lor să vină cu partea de modernizare a infrastructurii rutiere ca să fie totul ok. Vă dați seama că nu puteam să facă drumurile și apoi noi să venim să dărâmăm și să distrugem. De unde estimați că vor începe lucrările la modernizarea drumului județean? În ce parte o să începe? Asta depinde de constructor. Depinde de constructor. Noi oricum în luna octombrie, la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, vom da terenul gata de lucru pentru a dumneavoastră să poată să înceapă să-și termine partea de infrastructură rutieră. Dinspre Cornești, dinspre Stolojani, am înțeles că acum vor să înceapă să lucreze în partea Câmpofeni-Arcani, Sănătești. Și apoi să vină pe partea noastră la Bălești, Stolojan-Cornești. Pe ce distanță se întinde drumul județean în localitatea dumneavoastră? Vorbesc de localitatea noastră, 5 km. 5 km este o destul de important pentru cei care tranzitează comuna. Vi s-a spus când va fi finalizată această investiție? Da, cel târziu la anul. Cel târziu la anul, tot la fel luna mai-iunie. Mai departe ne-a spus de lucrări de reabilitare integrală la două cămine culturale în satul Rasova și satul Stolojani, un proiect în valoare de 600.000 de euro pe fonduri europene. Care este stadiul acestui proiect? Ambele proiecte, și de la căminul Stolojani, de la căminul din satul Stolojani și de la căminul satului Rasova, însumează suma care ați pronunțat dumneavoastră anterior, 600.000 de euro. Suntem bine, lucrările decurg bine. Până la sfârșitul anului vrem să facem anveloparea și să punem acoperișul la aceste clădiri, ca undeva la anul, tot la fel în zona lunii iunie-iulie, să finalizăm aceste lucrări, deoarece expiră contractul încheiat între UAT și cei de la AFIR Craiova. Ne-ați mai spus de construirea unei grădinițe în satul Ceauru. La momentul acela era aproape finalizată. Ne-a spus că inaugurarea o veți face chiar în luna septembrie, așa, la începutul școlii. Așa este? Așa am spus, numai că o să întârziem cu cel puțin o săptămână, maxim două lucrările. Noi ne-am mobilizat și ne-am concentrat asupra acestui obiectiv. Am purtat chiar și astăzi discuții cu constructorul. Sperăm că undeva în jur
jur de 20 septembrie să avem inclusiv recepția semnată la acest obiectiv extraordinar de frumos, care vine în sprijinul mămicilor, să spunem, în primul rând, pentru preșcolarii noștri. Ce s-a întâmplat de s-a tergiversat finalizarea lucrărilor așa cum dumneavoastră ați fi sperat? Nu s-a întâmplat nimic. Sunt etape de lucru care te obligă să iei câteva pauze, să ai pauze între ele. Deci nu e nimic altceva. Am fost mobilizați pe acest obiectiv încă de la începutul sezonului de primăvară să fie terminat. Fără probleme nu s-a întâmplat altceva decât numai că ne obligă prin construcții, prin asta e firea construcției să iei o pauză, de exemplu când ai etapele de gletuire, etapele de tinciuire a pereților, de turnarea betoanelor, trebuie să iei anumite perioade de pauză ca să... Că tot vorbim de unități de învățământ, ne-ați spus în discuția anterioară în luna iunie că veți solicita de la Inspectoratul Școlar Județean un aviz pentru programul prelungit la grădințele din satele Ceauru și Bălești. Ați făcut solicitarea? Exact, am făcut solicitarea prin conducerea școlii Antonie Mogoș, prin domnul director Cornel Șomâcu. Am obținut și aprobarea în acest sens. Prin intermediul dumneavoastră le mulțumim celor de la Inspectoratul Județean la Învățământ, doamne inspector general, pentru că ne-au dat acordul. Avem pe plan local două grădinițe care vor funcționa din această toamnă cu program prelungit. Deja am dat hotărâre de consiliu să facem achiziția pătuțurilor pentru micuții care vrem noi să îi avem și la grădinița din satul Ceaulu și la grădința din satul Bălești. Ce trebuie să știe părinții care își vor aduce copiii la această grădiniță, iată, care va funcționa cu program prelungit și care doresc ca micuții copiii să rămână și peste program acolo? Cei care doresc să apeleze la programul prelungit la grădiniță, îi rog să adreseze conducerii școlii generale Antonie Mogoș, să meargă, să vadă care sunt condițiile de înscriere și să respectăm legislația în vigoare. Vorbeați de un proiect complex, amplu, foarte important pentru locuitorii comunei Bălești și anume extinderea de gaze naturale pe o distanță de 1,4 km, un proiect finanțat din bugetul local în Corneștii Noi. Dumneavoastră a spus în discuția anterioară că finalizarea va fi la sfârșitul lui august. Care este stadiul? Ați reușit să finalizați această investiție? Am finalizat această investiție acum 3 săptămâni. Există gaz pe conductă și doritorii sunt rugați să depună cereri, să fie branșați. Politica celor de la gaze o discută direct cu conducerea celor de la gaze. Misiunea noastră s-a terminat, ceea ce am promis am realizat în vatra de sat a Corneștiului Noi pe o distanță de 1,4 km. Avem de luat în calcul că toți suntem la subiectul gaze naturale, o extindere de rețea de gaze în toate cele 3 sate care nu au rețea de gaze la ora actuală și în satul Ceauru, acolo unde mai avem câteva să spun alei pe unde s-au construit case și nu este extinsă rețeaua de gaze. Am și dat hotărâre de consiliu în acest sens, am demarat discuțiile cu un proiectant să vedem acum pe fondul de dezvoltare cum putem obține finanțarea. Că vorbim de gaze naturale, chiar ați amintit în discuția anterioară de o extindere pe o distanță de 20 de kilometri a conductelor de gaze naturale în jumătate din comună rămasă fără gaze naturale. Aici ne referim la localitățile Tălpășești, Găvănești, Cornești, Parțial, Stolojani, zona din DN Tămășești, Tălpășești, nu? Este un proiect care va fi finanțat de la guvern. A zis că urmează discuții pentru SF. V-ați apucat de studiu de fezabilitate? Am demarat asta, vreau să vă spun, aceste discuții. Prin prima procedură am emis hotărârea de consiliu, am purtat discuții cu un proiectant, suntem pe metodologia de lucru. Acum axa este
de unde putem obține finanțarea este fondul de dezvoltare. Cu siguranță, cred că undeva la jumătatea anului viitor vom putea să demarăm și aceste lucrări care sunt, cred eu, că sunt imperioase pentru Comuna Bălești, ca să nu mai fie problemă cu combustibilul pentru sezonul rece. De la prima noastră discuție și până în prezent, în afară de investițiile care erau la momentul acela în derulare, ați mai făcut demersuri pentru alte proiecte, noi investiții pentru localitate? Da, am făcut demersuri la CNI pentru înființarea unei baze de sport în satul Ceauru cu 102 locuri. Obiectiv aprobat de către Compania Națională de Investiții, ne-a trimis în acest sens că am fost selectați. S-a și ținut licitația. Credem noi că undeva pe la jumătatea anotimpului de toamnă, luna octombrie spre noiembrie, să fim contactați, să le predăm amplasamentul, să înceapă șantierul și să avem o investiție pentru sportivii noștri din localitate, pentru elevi, o investiție frumoasă, o sală de sport conform standardelor europene, cu 102 locuri, cu tot ce trebuie, închisă în, chiar în incinta școlii din Antonie Mogoș din satul Ceauru. Care este termenul de execuție a lucrărilor la această investiție? 24 de luni, conform contractului. Se va putea realiza și mai devreme? Categoric. Știți cum este cu realizarea lucrărilor mai târziu și mai devreme? Totul depinde, cum vă spuneam și anterior, de constructori. Dacă constructorul se mișcă mai bine, poate să termine lucrarea înainte de termen. E mai greu când o termen după termen. Atunci este o problemă, că ești forțat să închei acte adiționale, să faci memorii justificative, să explici de ce nu ai încheiat în termenul în care ai încheiat contractul, dar dacă termini mai devreme, nimeni nu zice că de ce ai terminat mai devreme. Mai aveți și alte proiecte în lucru, proiecte noi? Pe lângă cele care vi le-am amintit, nu mai am, pentru că consider că e destul de suficient ceea ce s-a investit până acum și stăm să le finalizăm pe cele care le avem acum în derulare, să închidem, după cum știți, la anul avem alegerile locale și să ieșim cu ele la, conform promisiunilor din campania trecută, la liman, în fața electoratului. În fața primăriei este amplasat un cort, ne puteți spune despre ce este vorba, ce acțiune este organizată? Da, este o acțiune desfășurată de cei de la compartimentul de asistență medicală comunitară din UAT Bălești. Măsurarea tensiunii, glicemia, este venită pentru toate categoriile de cetățeni, de la al tânăr până la cel mai în vârstă cetățean. Până când va sta aici cortul pentru a oferi serviciile acestea? În data de 6 septembrie. Până în data de 6 septembrie avem această acțiune. Aș vrea să trecem la un eveniment care... Am omis ceva, dacă sunteți amabilă. M-ați mai întrebat ce investiții mai avem. Am omis, îmi cer scuze. Mai avem o investiție foarte importantă și sărisăm peste. Este vorba de centru de îngrijiri la domiciliu din satul Cornești, investiție care deja acum se află în licitație. Așteptăm să vedem cine câștigă licitația pe programul de PSAP și să vor începe. Acum, în maxim o săptămână, vedem cine este câștigătorul pe sistemul electronic de achiziții publice și apoi, cred că undeva în luna octombrie, pot să înceapă șantierul. Ca până la anul, să zicem luna iunie-iulie, să fie finalizat și acest obiectiv, care are o valoare de peste 400.000 de euro. Este un edificiu extraordinar, este pe parte socială, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, nu este o limită, deci de la tânăr până la cel mai în vârstă care vrea să adreseze acolo, e socializare. Începusem înainte de a ne spune despre această o nouă investiție pentru locuitorii din Comuna Bălești. Am spus de un, voiam să anunț un eveniment important pentru locuitorii de aici. E vorba de zilele comunei care vor fi în data de 6 septembrie.
6, 7 și 8 septembrie, iată 3 zile de distracție, voie bună, de sărbătoare pentru locuitorii de aici. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți, atât nouă cât și telespectatorilor, care vor fi surprizele, dacă ne puteți spune de pe acum și ce va fi la acest eveniment. Vom debuta la acest eveniment cu ședința festivă din data de 6 septembrie la ora 12, ședința festivă a Consiliului Local. În ședința festivă, pe lângă câteva proiecte de hotărâre care le avem, avem și un proiect de hotărâre de decernare a unui diplome de cetățean de onoare a unei personalități din lumea medicală, a distinsului doctor profesor Emanuel Ceaușu. Am luat decizia pe domnia sa să-l facem cetățean de onoare onorific, deci fără să beneficieze de niciun fel de beneficiu din partea OAT-ului, am considerat fiind străgându-se din Comuna Bălești, este normal să apreciem acești oameni care ne facem să ne simțim mândri că sunt acolo unde sunt, în centrele universitare din România. Apoi vom debuta cu jocuri sportive pe baza sportivă din satul Ceauru, vom decerna premiile. Avem campionatul de fotbal între sate, vom premia câștigătorii. Apoi, începând cu ora 18, vom debuta cu interpreți locali și îndrăgiți lăutari din taraful Fane Pițigoi din Prăud de Pripor. Sâmbătă, la fel cu activități sportive. Și duminică, când este cea mai importantă zi, ziua de 8, vom avea festivitatea de premiere a celor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie la biserica din satul Bălești, la ora 12, continuând seara cu un frumos festival de muzică populară, cu îndrăgiți interpreți, Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Emil Badea, Dumitru Vasilescu, Elena Lăzăroiu, Drăgan Ion și vom încheia acest frumos eveniment cu un frumos foc de artificii. Comuna Bălești anul acesta face 51 de ani de când a luat ființă în integralitatea sa, pentru că este o comună extraordinar de mare, formată din 3 comune care până în reforma administrativă din 1968 și aveau existența. Vorba de fosta comună Ceauru, fosta comună Cornești și fosta comună Bălești, care toate cele trei au format frumoasa comună Bălești. Mulți înainte, iată un jumătate de secol de existență al acestei comune. Vreau să vă întreb dacă de la an la an ați încercat să îmbunătățiți acest eveniment, adică să aduceți elemente noi și dacă da, care ar fi elementul, oarecum surpriză de succes din acest an, pe care mizați și care va aduce tot mai mulți oameni prezenți la eveniment. Pe lângă festivitățile și competițiile care le avem cultural-sportive, cel mai important lucru care eu consider că a fost să chemăm interpreți de muzică populară cunoscuți, etalon. Eu cred că acest lucru a adus un plus de imagine și un interes din partea tuturor locuitorilor, pentru că, vedeți, fiecare interpret are fanul său și vine să-l vadă, să-l asculte cu drag. Eu cred că, printre cele multele obiceiuri care le-am adus și nu pot să le enumăr acum, că poate îmi sar așa din ele, dar cel care mi-a rămas marcat, asta vă spun foarte clar, este capetele de afiș al interpreților de muzică populară. Au un rol extraordinar de important în aceste evenimente. Care este bugetul pe care l-ați alocat pentru acest eveniment? Undeva la 45.000 de lei. Cele 3 zile de festivități ale zilei Comunei Bălești. Că tot vorbim de buget local, vorbim de bani, vorbim de rectificarea bugetară care a avut loc, prima rectificare bugetară din acest an, mult așteptată de dumneavoastră și de primarii din județul Gorj. Ați fost mulțumit de
banii pe care i-ați primit? Categoric nu a fost mulțumit, a venit o rectificare pe schemă, undeva la 48.000 de lei. După cum ați văzut, nu sunt singurul care n-am fost mulțumit, dar am primit o adresă de la Ministerul de Finanțe să trimitem punctat fiecare, pentru fiecare obiectiv de investiție sau nevoie în parte, sumele necesare funcționării primării UAT-ul Bălești. La rectificarea aceasta ați primit 48.000 de lei. De câți bani ați mai avea nevoie? Înțeleg că este vorba de cofinanțări pe care urmează să le plătiți sau pe care le aveți de plată pentru investițiile care sunt primite. Pentru funcționare și tot ce înseamnă UAT Bălești, nu avem nevoie, pentru că eu am un obicei, atunci când încep anul, chem contabilul șef și ceilalți din echipă și ne spunem de ce avem nevoie, ne punem fiecare, ne acoperim fiecare gol de la începutul anului. Nu stăm să ne încredem pe aceste rectificări care, vedeți, câteodată sunt benefice, câteodată sunt surprize. Dar avem nevoie necesară de, e necesar de suma de bani de la rectificare pentru suplimentarea acestor proiecte care le-am vorbit anterior cu dumneavoastră, din partea cofinanțarea bugetului local, care vin din partea bugetului local. La fiecare proiect de investiție, fie el că este pe AFIR, pe fonduri europene, sau fie că este pe Ministerul Dezvoltării, pe PNDL, UAT-ul are o parte, o cotă de cofinanțare. Cota noastră de cofinanțare, la tot ce v-am spus anterior și ce v-am vorbit, se ridică undeva la peste 20 de miliarde de lei vechi. Sunt și lucrări extraordinar de mari, dacă le luăm și le punem procentual. Vorbim de milioane de euro adunate și partea noastră de cofinanțare e undeva la 20 de miliarde de lei. Asta este necesarul care îl avem. În rest, pentru funcționare și pentru tot ce are primăria, nu avem nevoie, pentru că am știut să ne gospodărim de la, v-am spus, e un obicei al meu care l-am și nu vreau să permit și nu voi permite acest lucru, să risc să spun, lasă că luăm dincolo, facem colo, dregem colo ca să meargă aia. Nu. Asigurăm funcționalitatea și... Sperați să primiți acești bani la următoarea rectificare bugetară care se anunță, iată, tot în această toamnă? Eu sper să primesc, nu știu dacă o să-i primim pe toți, dar să primim o parte, să putem funcționa, să putem cofinanța, pentru că la un moment dat toate aceste lucrări care le-am vorbit anterior cu dumneavoastră o să vină facturi de plată și ce țin de bugetul local. Constructorul o să înceapă să facă și ce are acolo în proiect, partea de buget local a primăriei, și atunci ce facem? Ne blocăm dacă nu avem asta. Integral, nu cred că o să vină suma necesară, dar o parte din ea eu cred că o să fie. Cel puțin din ce am văzut și discuțiile pe mass media la nivel înalt. Domnul primar, am ajuns pe final de emisiune. Vă mulțumesc pentru participarea la această și la această a doua ediție. Și eu vă mulțumesc și toți sunteți aici. Aș avea deosebită plăcere și onoare să vă invităm în numele meu, al primarului, al Consiliului Local și al cetățenilor în Comuna Bălești la frumoasa sărbătoare a zilor comunei din data de 8 septembrie pe baza sportivă din satul Ceauru. Vă mulțumim pentru invitație și vă doresc succes în continuare. Sărbuna cu drag! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!